Polițiștii secției din Gornești au depistat că în localitatea Iclan se tăia material lemnos fără a fi respectate prevederile legale. Cu sprijinul jandarmilor a fost efectuat un control pe fondul forestier, în urma căruia au identificat patru bărbați din Dumbărvioara care tăiau mai mulți arbori, esență de carpen, cu două straie, fără a avea autorizație pentru exploatarea masă lemnoasă. Din a reieșit că persoanele în cauză tăiau arborii la solicitarea proprietarului trupului de pădure, un bărbat de 57 de ani din comuna Ernei. În urma cubării efectuate de reprezentanții gărzii forestiere Brașov, s-a stabilit că peste 12 metri cub de lemn au fost tăiați ilegal. Cercetările sunt continuate astfel de către polițiști sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tăiere de arbori fără drept. Povestea a continuat și la data de 7 august, când polițiștii aceleiași secții de poliție au descoperit un alt caz de transport ilegal într-o autoutilitară condusă de un bărbat care căra peste 6 metri cub material lemnos. Totodată, polițiștii au constatat că autoutilitarea nu avea poliță valabilă, motiv pentru care a fost retras certificatul de înmatriculare. Șoferul a fost sancționat contravențional, iar materialul lemnos a fost imediat confiscat. Tot polițiștii de la secția Gornești au continuat verificările și au descoperit un alt șofer care conducea o autoutilitară care era încărcată cu peste 10 metri cub de material lemnos, fără a deține documente legale. Cantitatea de lemn a fost predată în custodia reprezentanților ocolului Silvic Târgu Mureș. Polițiștii de ordine publică specializați în combaterea delictelor silvice au depistat și în trafic un bărbat domiciliat în Hodac, ce transporta cu auto autoutilitar a 6 metri cub lemn de foc, fără a deține aviz de însoțire, conducătorul auto a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 3.000 de lei, iar materialul lemnos a fost confiscat și predat în custodia colului Silvi Creghin. În cadrul aceleiași acțiuni în zona Funcel, aceiași polițiști au depistat un alt bărbat din comuna Ibănești, care transporta 3 metri cub de lemn rotund molit, fără documente legale de proveniență și transport. Conducătorul a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 2.000 de lei, iar materialul lemnos confiscat a fost lăsat în custodia acolo lui Silvi. Dacă vă vine să credeți, era fost descoperit încă un caz de pe raza comunei Ibănești, unde polițiștii secției din Petelia au identificat un bărbat de 30 de ani din comuna Hodac, ce transporta cu auto 3,5 metri cub de lemn de lucru rășinoase, fără documente de proveniență sau însoțirea materialului lemnos.